moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. Păi eu urmăresc mai multe aspecte ale vieții noastre, cotidiene, și sigur că nu pot să nu observ că avem multe opinii referitor la istoria Republicii Moldova, referitor la viitorul nostru, și care cel mai des nu se bazează nici pe argumente științifice și mai mult par halucinații. Și în fiecare an, pe 27 martie, avem niște manifestații în centrul Chișinăului, când mai multe persoane, în mod triumfalist, vorbesc despre o pretinsă unire benevolă care ar fi avut loc în 1918 și în rezultatul cărei teritoriul de pe atunci, actuala Republicii Moldova, s-ar fi unit glorios cu România. Și încercând să înțeleg pe cât de conștient sunt acești oameni, precum și cei care sunt împotrivă, mi-am dat seama că majoritatea oamenilor foarte puțin cunosc ce s-a întâmplat în realitate. Și cu concursul la câțiva colegi, împreună cu colega Elena Pahomova, cu care împreună am cooperat la acest film, și cu participarea istoricilor din Republica Moldova, utilizând surse deschise și în special din România, ca să nu fim acuzați tradițional de mâna Moscovei și așa mai departe. Deci în film o să observați că dăm chiar și unele secvențe din materialele care au fost publicate în România, nemijlocit. Eu cred că acest film, obiectiv, este o compilație, nu este niciun fel de opinie a mea sau altcuiva, este o compilație a faptelor care pot fi verificate de către oricine. Și ideea mea este doar să atrag atenția ca oamenii să cunoască că în 1918 în realitate nu a avut loc niciun fel de unire benevolă, și acest film foarte ușor demonstrează realitățile care au avut loc atunci. Și din punctul meu de vedere este încă un motiv să ne cunoaștem mai bine istoria, și este un motiv să ne gândim că avem nevoie de istoria țării noastre, de istoria Moldovei, ca oamenii să cunoască ce s-a întâmplat în realitate. Este un film documentar, în detalii se discută, veți, cei care îl vor privi vor avea posibilitate, în detalii se analizează evenimentele care au precedat 1918 și ce au urmat. Deci într-o oră oamenii vor avea posibilitatea să înțeleagă cum s-a ajuns, cum s-a întâmplat și care au fost rezultate. Eu intuiesc că în rezultatul acestui film foarte mulți oameni o să fie mirați, pentru că mai multe detaliile acestor procese nimeni nici nu-și imaginează, de exemplu, că lucrările Sfatului Țării au fost duse în limba rusă. Sunt convins. Și din câte cunosc eu, unioniștii și colegii din România niciodată n-au pus accent. Cunoaștem, de exemplu, că în România și unioniștii din Republica Moldova consideră și declară că poporul moldovenesc este o invenție. Foarte des se menționează că este o invenție stalinistă. Dar din film putem să observăm că unele persoane din România care au venit în 1917 aici au fost la baza fondării Partidului Național Moldovenesc. Până la Stalin mai erau încă multă perioadă. Și exact acești români au fondat în Republica Moldova, vreau să menționez, în Chișinău, ziarul Cuvânt Moldovenesc. Și este straniu când noi auzim în 2016 că limba moldovenească este o invenție stalinistă și poporul moldovenesc, dacă însă și românii de fapt creau aici la Chișinău ziare cu acest titlu, Cuvânt Moldovenesc, Partid Național Moldovenesc. Și iată, acest film este cu scopul de a atrage atenție că este important să cunoaștem mai bine și de fapt să cunoaștem istoria noastră, și atunci foarte multe speculații pur și simplu nu o să fie posibile. Data de astăzi am ales un nou întâmplător, astăzi este 28 iunie 1940, cunoaștem că această dată de asemenea este foarte discutată, cine spune că a fost ocupație, cine a spus că e eliberare. Deci acest film, intenționat am ales această dată pentru a-l prezenta astăzi, pentru că în 28 iunie 1940 a avut loc eliberare de ceea ce s-a întâmplat în 1918. Este important oamenii care se participe astăzi sau cei care o să privească acest film să conștientizeze ce a fost și în 18, dar și în 40. Sigur că fiecare poate să-și facă opinie, poate să verifice, poate să aibă dubii, dar este cel mai important ca oamenii să se intereseze și să nu admitem ca pe viitor să se întâmple astfel de evenimente, de exemplu, cum s-a întâmplat în 1918. O să urmeze mai multe filme dedicate evenimentelor istorice din Republica Moldova, care cred că este important să le cunoască. Mie îmi pare rău că avem
asociații regizorilor, a scriitorilor, avem cineaști, care eu habar n-am că ei se ocupă. Și pentru mine e ciudat să văd că în 20 de ani nimeni nu a filmat măcar lucruri elementare despre istoria noastră și încă o dată vreau să menționez că nu cred că am făcut un lucru special, este un lucru simplu, dar cred că va fi un imbol să ocupi și alții de așa ceva, cât mai multe opinii, cât mai bine. Для меня это важен фильм, потому что каждый раз, когда я берусь с сыном изучать какую-то тему по истории, и мы с ним читаем учебник, а потом я говорю: сынок, а теперь садись, и мама расскажет, как было на самом деле. Мне немножко надоело это, и, может быть, этот фильм что-то в его голове изменит, для меня это очень важно. И я думаю, что будет очень большой резонанс негативный, и в этом тоже есть своя прелесть. Будет очень много действительно... обвинений в том, что это какая-то чья-то там рука, Москвы, может, еще кого-нибудь нам припишут. Но искренне на это начихать, потому что если ты можешь что-то говорить и можешь что-то делать, ты должен это делать. Люди не читают, даже если что-то написано, и даже если это неплохо где-то написано, люди не читают. А вот кино посмотрят, вот уже слава тебе, Господи. Конечно, любой фильм, он не может, каким бы он качественным, высокопрофессиональным бы не был, он не может отразить все события. Это может сделать только серьезная научная работа, научная монография, если она хорошо написана. И то не до конца исчерпать всю тему, но, по крайней мере, она может попытаться это сделать. Вот еще что, Валерий Иванович сказал, что эту тему можно дать в нескольких фильмах. Вот этот фильм только по 2018 году. И по 2018 году можно сделать несколько серий. Но вообще этот проект по логике предусматривает, я не знаю, найдутся ли средства, деньги, другими словами, на это дело. Вот если бы тут были бы и некоторые политики, которые, в общем-то, наши единомышленники, они стоят на левом фланге, они выступают за молдавскую государственность, можно было бы к ним обратиться, чтобы они посодействовали. Но вот необходим еще один фильм, это по 18-му году. Необходим по межвоенному периоду, вот по тому так называемому золотому веку, понимаете. Потом необходим еще один фильм по Бессарабскому вопросу на международной арене, как он обсуждался с 18 по 40-й. И последний, четвертый фильм, собственно, по 40-му году. Вот 28 июня и те дни, которые предшествовали 28 июня, и те дни, которые последовали после 28-го. Ну, я желаю, Валерий Иванович, вам сил, энергии, чтобы у вас появились средства все-таки этот проект довести до конца. Este un film foarte interesant și încă o dată demonstrează faptul că la noi, în Republica Moldova, foarte puțin se cunoaște din istoria țării noastre, inclusiv din acel an care s-a început filmul, 1918, ce s-a întâmplat într-adevăr în Basarabia. Pentru că sunt evenimente care noi nu le cunoaștem și, de fapt, Academia de Știință, organizațiile de istorici, era bine ca să prezinte aceste evenimente adevărate ale istoriei. Republica Moldova va progresa, va fi un stat dezvoltat atunci când va cunoaște istoria sa adevărată și când pe baza acestei istorie va construi într-adevăr un stat puternic. Noi nu cunoaștem trecutul nostru din părere de rău. În perspectivă credem că va fi organizații, va fi oameni care totuși într-acest secol informativ va găsi acele evenimente care vom descrie evenimentele care s-au întâmplat cu adevărat la noi acasă. Cât de importante sunt aceste filme pentru societatea moldavă? Având în vedere că suntem de fapt într-o epocă a propagandii, unde de fapt propaganda și ia creditul său de încredere de la
popor la cetățeni, este foarte important ca noi să ne mobilizăm, anume să cunoaștem mai bine istoria noastră, să o cercetăm cu amănunțite, adică să cunoaștem evenimentele. Și de fapt aceasta trebuie să facă istoricii. Din păcate la noi istoricii sunt plătiți pe granturi străine, pe granturile a țărilor vecine, de atât nu avem o istorie adecvată și o istorie adevărată. Acesta este un pas, un film care arată evenimentele care nu le putem cunoaște, nu le putem ști în cărțile de istorie. Și, de fapt, creștem o generație de oameni care nu se cunosc evenimentele, nu cunosc istoria poporului său. Lucrul ăsta de mult trebuia început să-l facă. Că e foarte bine selectat materialul și el se contrapune acelor materiale care se duc la copiii în auditori. Dar noi nu putem fără capăt să amăzim pe frații noștri, copiii noștri, nepoți și mai departe. Trebuie să le dăm materialele astea și acelea nu le scoatem, lasă ei să învețe, a gândi și a face concluzii. Asta e un plus. E un plus în educație tinerii generații. Sigur că avem 25 de ani de când materialele astea se socot că ele aduc rău societății noastre. Dar noi am uitat un lucru elementar. Că conducerea, cine n-ar fi la conducere în Moldova, ce partid n-ar fi, el trebuie numai să reprezinte ceea ce oamenii vor, dar nu să le împingă unele idei care lui au plăcut mai convingătoare. De atâta eu socot că asta o să fie vorbe despre asta, dar eu socot că asta o să lărgească numărul acelora care vor ca să informeze în felul respectiv. O să fie nevoie ca, în sfârșit, să trecem la studierea istoriei noastre naționale. Moldovenii.md. Pentru că ne mândrim cu țara noastră.